Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, arma câștigătoare, istoria războiului rece, epoca atomică. Atentatul de la Hiroshima nu a însemnat doar încheierea celui de-al doilea război mondial, ci și momentul declanșării războiului rece. Puterea colosală a bombei atomice conducând cele două superputeri de frunte ale lumii într-o nouă confruntare. La scurt timp după ce a ajuns la conferința de la Potsdam din iulie 1945, președintele Statelor Unite, Harry Truman, a primit vestea că oamenii de știință ai proiectului Manhattan au detonat cu succes primul dispozitiv nuclear din lume într-un colț îndepărtat al deșertului New Mexico. La 24 iulie, la 8 zile după testul Trinității, Truman s-a apropiat de premierul sovietic Iosif Stalin, care împreună cu Truman și prim-ministrul britanic Winston Churchill, urmat în curând de Clement Attlee, au alcătuit liderii aliați ai Marii Trinități adunați la Potsdam pentru a determina viitorul Germaniei după cel de-al doilea război mondial. Potrivit lui Truman, el i-a menționat întâmplătorului Stalin că Statele Unite aveau o nouă armă de forță distructivă neobișnuită, dar Stalin nu părea interesat în mod special. Tot ce a spus a fost că a fost bucuros să audă asta și a sperat că vom face o bună manevră împotriva japonezilor, a scris mai târziu Truman în memoriile sale. Informațiile sovietice știau despre bombă. Pentru Truman, vestea succesului testului Trinity a stabilit o alegere importantă dacă să fie folosită sau nu prima armă de distrugere în masa lumii. Dar a venit și ca o ușurare, deoarece a însemnat că Statele Unite nu ar trebui să se bazeze pe Uniunea Sovietică din ce în ce mai contradictorie pentru a intra în al doilea război mondial împotriva Japoniei. Președintele Harry Truman, cu un radio la îndemână la bordul crucișătorului USS Augusta, asculta rapoartele despre primul atac cu bombe atomice asupra Japoniei în timp ce se deplasa spre casă de la conferința de la Potsdam din 6 august 1945. Truman nu a menționat niciodată cuvintele atomice sau nucleare lui Stalin, iar presupunerea din partea Statelor Unite era că premierul sovietic nu știa natura exactă a noii arme, de fapt, în timp ce Truman însuși a aflat pentru prima dată despre programul secret american de top pentru dezvoltarea armelor atomice cu doar 3 luni mai devreme, după moartea lui Franklin Delano Roosevelt, serviciile de informații sovietice au început să primească rapoarte despre proiect încă din septembrie 1941. În timp ce Stalin, la fel ca unii dintre spionii săi, nu a luat în serios amenințarea atomică, având alte probleme pe cap datorită atacului și ocupației germane, cuvintele lui Truman la Potsdam au avut un impact mult mai mare decât și-a dat seama președintele. Igor Kurchatov a fost fizicianul nuclear care a condus proiectul sovietic al bombei atomice, echivalentul sovietic, cu alte cuvinte, al creierului proiectului Manhattan, Robert Oppenheimer. Bomba Little Boy a căzut pe Hiroshima. La 6 august 1945, la doar câteva zile după încheierea conferinței de la Potsdam, bombardierul american Enola Gay a aruncat bomba cu uraniu, cunoscută sub numele de Little Boy, pe orașul japonez Hiroshima. În ciuda efectelor sale devastatoare, Japonia nu s-a predat necondiționat imediat, așa cum sperau Statele Unite. Apoi, pe 8 august, forțele sovietice au invadat Manciuria ocupată de japonezi, încălcând un pact anterior de neagresiune semnat cu Japonia. Greg Herken, profesor emerit de istorie diplomatică americană la Universitatea din California și autorul cărții The Winning Weapon, The Atomic Bomb in the Cold War, arma câștigătoare, bomba atomică în războiul rece, susține că invazia sovietică ar fi putut avea un efect cel puțin la fel de mare asupra moralului japonez ca prima bombă atomică. Ultima speranță pentru guvernul japonez, fracțiunea de pace, a fost că Uniunea Sovietică ar putea fi de acord să negocieze o pace cu Statele Unite ca partid neutru, explică el. Dar odată ce sovietici au invadat Manciuria, era clar că nu avea să se întâmple. Pe 9 august, forțele Statelor Unite au aruncat Fat Man, o bombă de plutoniu deasupra Nagasaki. Împreună cele două bombe aruncate în Japonia au ucis peste 300.000 de oameni, inclusiv cei care au murit instantaneu și cei care au pierit din cauza radiațiilor și a altor efecte persistente ale exploziilor. În timpul celui de-al doilea război mondial, Statele Unite și Uniunea Sovietică au luptat împreună ca aliați împotriva puterilor Axei. Cu toate acestea, relația dintre cele două națiuni a fost una tensionată. Americanii erau de multă vreme atenți la comunismul sovietic și îngrijorați de conducerea tiranică a liderului rus Iosif Stalin asupra propriei sale țări. La rândul lor, sovieticii s-au arătat nemulțumiți de refuzul americanilor de a trata tratamentul URSS ca pe o parte legitimă a comunității internaționale.
la rândul lor, sovieticii. S-au arătat nemulțumiți de refuzul americanilor de a trata URSS ca pe o parte legitimă a comunității internaționale, precum și de întârzierea intrării lor în al doilea război mondial, care a dus la decesul a zeci de milioane de ruși. După încheierea războiului, aceste nemulțumiri s-au maturizat într-un sentiment copleșitor de neîncredere și dușmănie reciprocă. Expansionismul sovietic postbelic din Europa de Est a alimentat temerile multor americani față de un plan rus de a controla lumea. Între timp, URSS a ajuns să se supere din cauza ceea ce ei percepeau drept retorica belicoasă a oficialilor americani, acumularea de arme și abordarea intervenționistă a relațiilor internaționale. Într-o atmosferă atât de ostilă, niciun partid nu era în întregime de vină pentru războiul rece. De fapt, unii istorici cred că a fost inevitabil. Războiul rece, izolare. Până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, majoritatea oficialilor americani au fost de acord că cea mai bună apărare împotriva amenințării sovietice a fost strategia numită izolare. În celebra sa telegramă lungă, diplomatul George Kennan, 1904-2005, a explicat strategia politică. Uniunea Sovietică, a scris el, a fost o forță politică dedicată fanatic credinței că în Statele Unite nu poate exista un modus vivendi permanent. Acord între părți care nu sunt de acord. Drept urmare, singura alegere a Americii a fost limitarea pe termen lung, pacientă, dar fermă și vigilentă a tendințelor expansive rusești. Trebuie să fie politica Statelor Unite, a declarat el în fața Congresului în 1947, să sprijine popoarele libere care rezistă tentativelor de supunere prin presiuni exterioare. Acest mod de gândire ar forma politica externă americană pentru următoarele 4 decenii. Războiul rece, epoca atomică. Strategia de izolare a oferit de asemenea motivul pentru o acumulare de arme fără precedent în Statele Unite. În 1950, un raport al Consiliului de Securitate Națională, cunoscut sub numele de NSC-68, a făcut ecou recomandării lui Truman, potrivit căreia țara să folosească forța militară pentru a combate expansionismul comunist oriunde pare să se întâmple. În acest scop, raportul a solicitat o creștere de 4 ori a cheltuielilor pentru apărare. În special, oficiale americane au încurajat dezvoltarea armelor atomice, precum cele care încheiaseră al doilea război mondial. Astfel a început o cursă în armărilor mortală. În 1949, sovieticii au testat o bombă atomică proprie. Ca răspuns, președintele Truman a anunțat că Statele Unite vor construi o armă atomică și mai destructivă. Bomba de hidrogen sau superbomba. Stalin a urmat exemplul. Drept urmare, miza războiului rece a fost periculoasă. Primul test cu bomba HH în atolul Eniwetok din insulele Marshall a arătat cât de fricoșătoare ar putea fi epoca nucleară. A creat o minge de foc de 25 de mile pătrate care a evaporat o insulă, a creat o gaură imensă în fundul oceanului și a avut puterea de a distruge jumătate din Manhattan. Testele ulterioare americane și sovietice au aruncat deșeuri radioactive în atmosferă. Amenințarea permanentă a anihilării nucleare a avut un impact mare și asupra vieții domestice americane. Oamenii au construit adăposturi pentru bombe în curțile lor, au practicat exerciții de atac în școli și în alte locuri publice. Anii 1950 și 1960 au adus o propagandă de filme populare care i-au îngrozit pe cinefil cu descrieri de devastări nucleare și creaturi mutante. În aceste moduri și altele, războiul rece a fost o prezență constantă în viața de zi cu zi a americanilor. Războiul rece se extinde în spațiu. Explorarea spațiului a servit ca o altă arenă dramatică pentru competiția din războiul rece. La 4 octombrie 1957, o rachetă balistică intercontinentală sovietică, R-7, a lansat Sputnik în rusă, însoțitor de călătorie, primul satelit artificial din lume și primul obiect creat de om care a fost plasat pe orbita Pământului. Lansarea Sputnik a fost o surpriză și nu una plăcută pentru majoritatea americanilor. În Statele Unite, spațiul era văzut ca următoarea frontieră, o extensie logică a marii tradiții americane de explorare și era crucial să nu piardă prea mult teren în fața sovieticilor. În plus, această demonstrație a puterii copleșitoare a rachetei R-7, aparent capabilă să livreze un focos nuclear în spațiul aerian al Statelor Unite, a făcut ca colectarea de informații despre activitățile militare sovietice să fie deosebit de urgentă. În 1958, Statele Unite și-a lansat propriul satelit Explorer 1, proiectat de Armata Statelor Unite sub conducerea omului de știință Wernher von Braun, și ceea ce a devenit cunoscut sub numele de cursa spațială era în curs de desfășurare.
În același an, președintele Dwight Eisenhower a semnat un ordin public prin care se creează Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu, NASA, o agenție federală dedicată explorării spațiului, precum și mai multe programe care caută să exploateze potențialul militar al spațiului. Totuși, sovieticii erau cu un pas înainte, lansând primul om în spațiu în aprilie 1961. Criza rachetelor din Cuba. În luna mai 1961, după ce Alan Shepard a devenit primul om american în spațiu, președintele John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963, a susținut public ideea îndrăzneață conform căreia Statele Unite ar trimite un om pe lună până la sfârșitul deceniului. Predicția sa s-a împlinit pe 20 iulie 1969, când Neil Armstrong, din misiunea Apollo 11 a NASA, a devenit primul om care a pus piciorul pe lună, câștigând efectiv cursa spațială pentru americani. Astronauții americani au ajuns să fie văzuți drept eroii americani finali. La rândul lor, sovietici au fost descriși drept răufăcătorii supremi cu eforturile lor masive neîncetate de a depăși America și de a demonstra puterea sistemului comunist. Între timp, începând din 1947, Camera Comitetului pentru Activități Anti-Americane, HUAC, a prezentat Războiul Rece într-un alt mod. Comitetul a început o serie de audieri menite să demonstreze că subversiunea comunistă din Statele Unite era vie și sănătoasă. La Hollywood, HUAC a forțat sute de oameni care lucrau în industria cinematografică să renunțe la credințele politice de stânga și să depună mărturie unul împotriva celuilalt. Peste 500 de persoane și-au pierdut locul de muncă. Mulți dintre aceștia, scriitori, regizori, actori și alții pe lista neagră, au rămas fără loc de muncă mai mult de un deceniu. HUAC a acuzat de asemenea lucrătorii Departamentului de Stat că se angajează în activități subversive. În curând, alți politicieni anticomuniști, în special senatorul Joseph McCarthy, 1908-1957, au extins această anchetă pentru a include pe oricine a lucrat în guvernul federal. Mii de angajați federali au fost anchetați, concediați și chiar urmăriți penal. Pe măsură ce această isterie anticomunistă s-a răspândit de-a lungul anilor 1950, profesorii de colegii liberali și-au pierdut locurile de muncă, oamenii au fost rugați să depună mărturie împotriva colegilor și jurămintele de loialitate au devenit banale. Războiul rece în străinătate, lupta împotriva subversiunii din interior reflectă o preocupare tot mai mare cu amenințarea sovietică în străinătate. În iunie 1950 a început prima acțiune militară a războiului rece, când Armata Populară Nord-Coreană, susținută de sovietici, și-a invadat vecinul pro-occidental din sud. Mulți oficiali americani s-au temut că acesta ar fi primul pas într-o campanie comunistă de a prelua lumea și au considerat că neintervenția nu este o opțiune. Truman a trimis armata americană în Coreea, dar războiul corean a ajuns într-un impas și s-a încheiat în 1953. În 1955, Statele Unite și alți membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, NATO, au făcut din Germania de Vest un membru al NATO și au permis remilitarizarea. Sovieticii au răspuns cu Pactul de la Varșovia, o organizație de apărare reciprocă între Uniunea Sovietică, Albania, Polonia, România, Ungaria, Germania de Est, Ceoslovacia și Bulgaria, care a înființat un comandament militar unificat sub mareșalul Ivan Konev al Uniunii Sovietice. Au urmat alte dispute internaționale. La începutul anilor 1960, președintele Kennedy s-a confruntat cu o serie de situații îngrijorătoare în propria emisferă. Invazia din Golful Porcilor în 1961 și criza rachetelor din Cuba în anul următor păreau să dovedească faptul că amenințarea comunistă reală acum era instabilă postcolonial în lumea a treia. Nicăieri acest lucru nu a fost mai evident decât în Vietnam, unde prăbușirea regimului colonial francez a dus la o luptă între naționalistul susținut de american Ngo Dinh Diem în sud și naționalistul comunist Ho Chi Minh din nord. Începând cu anii 1950, Statele Unite s-au angajat să supraviețuiască unui guvern anticomunist din regiune și la începutul anilor 1960 li s-a părut clar liderilor americani, cu toate acestea ar trebui să intervină mai activ în numele lui Diem. Ceea ce se intenționa să fie o scurtă acțiune militară s-a transformat într-un conflict de 10 ani. Încheierea războiului rece. Aproape imediat după ce a preluat funcția, președintele Richard Nixon, 1913-1994, a început să pună în aplicare o nouă abordare a relațiilor internaționale. În loc să privească lumea ca pe un loc ostil bipolar, a sugerat el, de ce să nu folosim diplomația în loc de acțiune militară pentru a crea mai mulți poli. În acest scop,
El a încurajat Națiunile Unite să recunoască guvernul comunist chinez și după o călătorie acolo în 1972, a început să stabilească relații diplomatice cu Beijingul. În același timp a adoptat o politică de relaxare cu Uniunea Sovietică. În 1972, el și premierul sovietic Leonid Brejnev, 1906-1982, au semnat Tratatul de limitare a armelor strategice, SALT 1, care interzicea fabricarea de rachete nucleare de către ambele părți și a făcut un pas către reducerea amenințării vechi de decenii a războiului nuclear. În ciuda eforturilor lui Nixon, războiul rece s-a aprins din nou sub președintele Ronald Reagan, 1911-2004. La fel ca mulți lideri ai generației sale, Reagan credea că răspândirea comunismului amenință libertatea peste tot. Drept urmare, a dus o politică pentru a oferi ajutor financiar și militar guvernelor și insurgențelor anticomuniste din întreaga lume. Această politică, mai ales că a fost aplicată în lumea în curs de dezvoltare, în locuri precum Grenada și El Salvador, a fost cunoscută sub numele de Doctrina Reagan. Totuși, în timp ce Reagan lupta împotriva comunismului în America Centrală, Uniunea Sovietică se dezintegra. Ca răspuns la problemele economice severe și la creșterea fermentului politic din URSS, premierul Mihail Gorbaciov, 1931 născut, a preluat funcția în 1985 și a introdus două politici care au redefinit relația Rusiei cu restul lumii, glasnost sau deschidere politică și perestroica sau reformă economică. Influența sovietică în Europa de Est a scăzut. În 1989, fiecare stat comunist din regiune și-a înlocuit guvernul cu unul necomunist. În luna noiembrie acelui an, zidul Berlinului, cel mai vizibil simbol al războiului rece de-a lungul deceniilor, a fost în cele din urmă distrus, la puțin peste 2 ani după ce Reagan îl provocase pe premierul sovietic într-un discurs la poarta Brandenburg din Berlin. Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid. Până în 1991, Uniunea Sovietică însăși se destrămase. Războiul rece s-a încheiat. Apropo, știați, termenul război rece a apărut pentru prima dată într-un eseu din 1945 al scriitorului englez George Orwell, numit Tu și bomba atomică. Prieteni, atât pentru astăzi, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând.